Am ales să vorbesc astăzi despre accidentul vascular cerebral pentru că este o experiență personală. Am îngrijit timp de mai mulți ani pe cineva care a suferit un accident vascular cerebral și știu cum este, mai ales când nu știi despre ce este vorba. Atunci când s-a întâmplat, mi-ar fi plăcut să am mai multe informații. Adică sunt convins că informațiile și cunoștințele salvează vieți. În perioada asta cu pandemia s-a creat un fel de vid de informație. Cumva ne-am concentrat foarte mult asupra virusului COVID, și am trecut cumva pe planul al doilea celelalte afecțiuni cu care ne confruntăm zi de zi, iar accidentul vascular cerebral este una dintre cele mai grave, pentru că poate lăsa urmări pentru tot restul vieții. Este foarte important să recunoaștem semnele unui accident vascular cerebral, să ne dăm seama despre ce este vorba, și despre asta o să vorbim în primul rând, despre recunoașterea semnelor, care sunt semnele, care sunt simptomele. Apoi o să vorbim puțin despre recuperare din punct de vedere fizic și psihologic și cel mai important la sfârșit o să vedem cum putem să prevenim apariția unui accident vascular cerebral. În primul rând, că veni vorba de COVID, trebuie să știm că există cumva un mit și vis-a-vis de accidentul vascular cerebral. Nu îi afectează doar pe cei bătrâni. Accidentul vascular cerebral poate apărea și la vârste mai tinere. Să luăm cu începutul, deci. Care sunt semnele? Ei bine, orice modificare a fizionomiei, incoerența și starea de confuzie, și bineînțeles este posibil să apară și o durere de cap foarte puternică. În acest caz este importantă intervenția foarte rapidă. Omul care a suferit un accident vascular cerebral trebuie dus imediat la spital și trebuie să îi se acorde tratamentul specific. Este foarte important să fie recunoscut, să nu fie confundat accidentul vascular cerebral cu altă afecțiune. Când spun intervenție rapidă, mă refer la minute și, bineînțeles, ore. Primele ore contează foarte mult. Ele pot face diferența între o viață relativ normală, pentru că mulți oameni își pot reveni complet în funcție de magnitudinea accidentului vascular cerebral și o perioadă foarte lungă de recuperare. Atunci când eu a trebuit să îngrijesc pe cineva care a suferit un accident vascular cerebral, întrebarea care mi-am pus-o a fost ce trebuie să fac, cum poți să ajuți omul respectiv și cât de repede trebuie să intervii, adică când trebuie începută recuperarea. Trebuie să știți că imediat a doua zi, chiar dacă starea de confuzie persistă, pentru că asta se poate întâmpla în primele zile și omul respectiv poate să fie inconștient o perioadă, trebuie să începeți manevre ușoare de mobilizare articulațiilor, a genunchilor, a mâinilor. Este foarte important să țineți legătura cu un doctor, atât pe perioada spitalizării, dar și după, mai ales după externare, pentru că în spital personalul medical are grijă de omul respectiv, dar acasă de multe ori oamenii care îl îngrijesc nu prea știu ce să facă. Este foarte important ca familia să fie implicată și, dacă se poate, mai mulți membri ai familiei să participe deodată sau prin rotație la ajutorarea, la recuperarea celui care a suferit un accident vascular cerebral.
Recuperarea fizică se poate întinde pe o perioadă mai lungă. Există și centre de recuperare și acolo oamenii respectivi vă pot instrui în legătură cu ce trebuie făcut și cum trebuie continuată recuperarea acasă. Trebuie urmărit faptul ca cel care a trecut prin asta să nu stea foarte mult în pat, să încerce să își păstreze starea de activitate, măcar să stea la televizor sau cel mai bine ar fi să stea în compania altor oameni, să vorbească și din când în când să se ridice, să facă măcar câțiva pași, dacă se poate, singur, dacă nu cu ajutor. În același timp este foarte important ajutorul psihologic. Aproape toți oamenii pe care i-am văzut care au trecut printr-un accident vascular cerebral intră într-o stare negativă, să nu zic de depresie, cu toate că de foarte multe ori probabil se ajunge la depresie. Și din cauza asta trebuie să fie mereu alături de el cineva care să-i spună că nu este singur în tot efortul ăsta, să-i arate susținerea. Bineînțeles că în mod ideal ar trebui să apelați la un profesionist, la un psihoterapeut, care să acorde asistență nu doar bolnavului, dar și familiei, pentru că uneori poate fi destul de greu și pentru cei care se ocupă de îngrijire. Am spus la început că cel mai important lucru este să prevenim accidentul vascular cerebral. Ei bine, sunt câțiva factori, m-aș opri la patru factori de risc, adică tensiunea arterială, bolile cardiace, colesterolul și diabetul. Toate lucrurile astea concură cumva, adică poate exista doar unul sau mai multe sau toate la un loc și toate pot afecta sistemul cardiovascular în așa fel încât riscul de accident vascular cerebral să fie ridicat. Bineînțeles, cu o alimentație sănătoasă e indicată tot timpul, fie că a apărut un accident vascular cerebral și este vorba de perioada de recuperare, fie înainte ca metodă de prevenire. Trebuie să știm că tensiunea arterială ridicată pune o presiune foarte mare pe vasele de sânge și bineînțeles că cele mai primele care vor ceda sunt capilarele, vasele de sânge de la nivelul creierului, pentru că ele sunt cele mai subțiri, cele mai sensibile. De asemenea, diabetul are o influență negativă asupra integrității vaselor de sânge și din cauza asta este unul dintre motivele principale care duc la accidentul vascular cerebral. Pe de altă parte, problemele cardiace, cum ar fi aritmiile și bătăile neregulate ale inimii, insuficiența cardiacă, toate astea pot duce la crearea de cheaguri de sânge. Trebuie să știți că accidentul vascular cerebral în proporție de 80% este ischemic, adică produce blocarea unor vase de sânge și restul de 20% sunt accidente vasculare hemoragice, când vasele de sânge se sparg. Pe lângă dietă și toate lucrurile pe care le știm legate de un trai sănătos, adică dietă, mișcare, trebuie acordată o atenție foarte mare medicației. Iar legat de accidentul vascular cerebral, și înainte preventiv, dar și adică înainte preventiv mă refer pe fondul existenței uneia dintre sau mai multora dintre factorii pe care i-am enumerat, dar și după ce s-a întâmplat este foarte importantă administrarea de medicamente anticoagulante. Pentru asta este foarte important să întrebați medicul neurolog, bineînțeles și farmaciștii știu foarte multe despre medicamente și despre diverse variante. Nu vreau să intru aici în denumiri de medicamente, însă pot să vă spun că există categorii. Pentru unele dintre ele este necesară analiza coagulării sângelui, iar pentru altele nu. Bineînțeles, fiecare prezintă avantaje, dezavantaje, un anumit grad de toxicitate. Trebuie să vorbiți
tot timpul cât se poate să aveți legătura cu un medic, un neurolog sau chiar cu medicul de familie care să vă îndrume în legătură cu fiecare pas, fiecare aspect al recuperării și, bineînțeles, cel mai important, al prevenirii unui accident vascular cerebral. Cel mai important este să știți dacă aveți una dintre afecțiunile, dintre factorii de risc despre care am vorbit, respectiv tensiune arterială, diabet, colesterol sau probleme cardiace, dacă sunteți în grupa asta de risc și trebuie să aveți, să le acordați foarte mare importanță, atât dietei, vieții sănătoase, cât și medicației. Este foarte greu să acoperim într-o postare ca asta toate aspectele legate, toate lucrurile importante legate de accidentul vascular cerebral, însă eu sunt aici și o să răspund cu drag oricui are o întrebare referitoare de orice este legat, referitoare la orice este legat de vreuna din părțile astea, înainte de accidentul vascular cerebral, cel mai important, și apoi dacă s-a întâmplat legat de recuperare, bineînțeles, pentru că tratamentul inițial trebuie să fie făcut la spital de către medici și, în general, orice intervenție, orice medicament nu trebuie administrat fără consultarea prealabilă a medicului. Există foarte multe variante de înlocuire a ingredientelor obișnuite. O să vă dau un singur exemplu care pe mine m-a ajutat foarte mult. Am înlocuit zahărul cu pudra de stevia. Nu știu cum îi zice la noi. Noi îi ziceam ștevie, că semăna așa ca formă. Este un produs, mai ales dacă îl găsiți bio, organic, care înlocuiește foarte bine zahărul și nu crește glicemia. Bineînțeles, trebuie să vorbiți despre orice lucru. Asta este foarte important, să mențineți legătura cu un medic și să-l întrebați la fiecare pas. Aș vrea să revin cumva asupra celor mai importante, deci prevenirea contează cel mai mult. Dacă medicul v-a prescris medicamente anticoagulante, trebuie să le luați cu mare grijă, să le acordați mare atenție. Apoi, în cazul unui accident vascular cerebral, să recunoașteți semnele, fața căzută sau starea de confuzie sau incoerență, durere de cap. Toate astea sunt semne care vă pot duce la concluzia că s-a produs un accident vascular cerebral și, bineînțeles, după ce pacientul este externat sau chiar pe perioada spitalizării, să începeți recuperarea motorie și cea din punct de vedere psihologic. Mi se pare că lumea vorbește cumva de recuperare psihomotorie, dar nu acordă prea multă importanță laturii psihologice. Toată lumea încearcă să pună pacientul pe picioare cât mai repede, dar e foarte important ca la fiecare pas el să vadă și să-i spuneți explicit și prin faptele pe care le faceți, prin acțiunile voastre, să vadă că sunteți alături de el și nu este singur și viața mai merge mai departe și nu s-a produs o ruptură iremediabilă. Chiar dacă simțiți asta la un moment dat sau chiar dacă ție, celui care îngrijești, îi este greu, nu trebuie să lași să se vadă lucrul ăsta, trebuie să încerci din toate puterile să-ți păstrezi optimismul. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar o să mă opresc aici, iar dacă aveți întrebări, o să vă răspund cu drag. Ce pot să spun e că mi-ar plăcea să ajungă toate astea la oamenii care au nevoie. Așa că dacă știți oameni bătrâni, aveți părinți, aveți prieteni care au părinți sau bunici, spuneți-le toate lucrurile astea. Este foarte important să știe. Așa cum spuneam la început, sunt convins că informația și cunoștințele pot salva vieți.